Bună băieți, astăzi modificăm afișarea ultimelor anunțuri pe prima pagină. O să punem câte două pe un rând, o să avem două coloane. Ele sunt afișate pe întreaga lățime a zonei main. Dacă mergem pe inspector, o să vedeți că avem o zonă main care are o lățime de 695 de pixel și ele sunt afișate pe întreaga lățime. Eu am vrut să fac acest lucru pentru că le-am afișat pe întreaga pagină, deci pe totalul de 960 de pixel atât are întreaga pagină. Dar nu arăta bine să fie un anunț cu o lățime de 960 de pixeli și atunci am vrut să încadrez două anunțuri pe un rând. A durat un pic până mi-am dat seama unde trebuie să fac modificările, ce trebuie să fac. Astăzi vă arăt și voi ce trebuie să faceți. Dacă vreți să le afișați și voi pe întreaga pagină, trebuie să fiți atenți la acest sidebar. Dacă nu aveți nimic în plus în afară de locațiile care sunt acum, nu o să depășească categoriile dar dacă aveți inclus încă ceva în acest sitebar, cu siguranță o să ajungă în zona acestor anunțuri. Și atunci nu se încadreze bine anunțurile, deci nu se încadreze pe toată pagina. Haideți să trecem la tablă. La treabă, să edităm un fișier care se ocupă de stilul acestei teme. Fișierul se numește style.css, în acel fișier vom face modificările. Trebuie să vă conectați în rădăcina site-ului cu un client de FTP introduceți datele de logare din panoul vostru de administrator. Eu nu o să mă mai conectez așa, o să fac o cale mai ușoară și mai scurtă. Mergem în rădăcina site-ului, în OC Content, la teme, tema pe care o folosim în cazul de față modern și edităm fișierul style.css. Edităm acest fișier și haideți să mai edităm și fișierul main.php care se ocupă de pagina principală. În acest fișier, dacă ne uităm, o să vedem că avem un ID main și sub acest ID avem codul care afișează toate categoriile. Iar aici avem div class latest ads. Acest cod face posibilă afișarea tuturor, adică ultimelor anunțuri pe pagina principală. El se termină undeva pe aici, pe jos. Acesta este tot codul. N-am reușit să-l înțeleg prea bine, dar până la urmă am reușit să-mi fac ce mi-am propus. Am, am, afișat câte două anunțuri pe un rând. Vă arăt și vouă ce trebuie să faceți să afișați câte două anunțuri pe un rând. Deci facem modificările în fișierul style.css și trebuie să căutăm această linie, latest ads. Puteți simplu să căutați așa pe acest binocliu sau să mergeți în jos. Eu nu mai cad pe binocliu că, pentru că știu sigur unde este unde sunt aceste linii? Deci de aici începe tot stilul pentru acele anunțuri. Acesta este stilul. Acesta tot este stilul. Aici va trebui să mai adăugăm câteva linii de cod și să scoatem din cele existente pentru o afișare corectă. Adăugăm simplu, copiem această linie și o trecem de două ori deocamdată. Și sus o să trecem .even și jos o, d, d Ce vom trece la prima linie, la această linie, o să trecem și la a doua linie. Deci stilul care o să fie pus aici sus o să fie și la a doua linie. Am să vă explic din ce cauză. Avem în acest cod care afișează ultimele anunțuri, avem event și od Nu am înțeles cum a fost făcut, dar se pare că un anunț este cu acel indicativ event și al doilea cu odd. Iar și tot așa merge. Nu înțeleg de ce. Nu am înțeles cum au făcut cei de la OS class code dar în fine. I-am reușit să fac ce mi-am propus așa. Așa vă arăt și vouă cum să faceți. Deci vom trece o lățime. Avem o lățime totală la acest main. O să le afișăm prima dată în această zonă în zona main, unde avem o lățime totală de 695 de pixeli. Avem 695 de pixeli, împărțim la 2, o să vină 347 de pixeli, dacă nu mă înșel. Noi o să trecem în jur de 340 ca să se încadreze bine. Deci trecem o lățime, 340 de pixeli și trecem float left. Salvăm și haideți să vedeți ce se întâmplă dacă îi dăm urelul la pagină o să vedeți că unele anunțuri au acea lățime stabilită de noi, dar altele nu au. De ce? Din acea cauză avem cele cu EVEN, au toate lățimea stabilită de noi, dar cele cu OD nu au lățimea stabilită de noi. Așa că va trebui să trecem același lucru și la OD. N-am reușit să înțeleg prea bine eu codul, dar așa a funcționat. Și acum dacă îi dăm un relu la pagină, o să fie afișate corect. ce avem toate anunțurile de aceeași lățime. Dar mai avem o problemă. Avem o problemă cu efectul de hover. Dacă ne uităm mai atent, la acest anunț nu este pe toată lățimea. Deci cel de jos are lățimea corectă, dar cel de sus nu are lățimea corectă, efectul de hover. Și nici nu are border din partea jos de un pixel, borderul întrerupt. Nu este pe toată lățimea anunțului. Facem ceva modificări ca să fie totul corect. Pur și simplu vom scoate câteva linii de cod. Vom scoate prima dată efectul de hover care face această linie. Îl scoatem afară de tot și vom mai scoate și această linie ca să ne mai curce. Aceasta și mai scoatem borderul din partea de jos. Acesta este borderul. Îl scoatem tot afară. Cum a salvăm și nu o să mai avem nici efectul de hover hover, nici border din partea de jos, dar nu este nicio problemă, le putem pune înapoi simplu în cele două linii adăugate de noi, aici, le putem pune simplu un border, haideți să copiem de aici să nu mai scriu, de un pixel întrerupt în partea de jos și aici la fel, salvăm și acum dacă dăm un la pagină, să vedeți că o să apară acel border în partea de jos, nu se vede să fie întrerupt pentru că N-am stabilit noi o distanță între anunțuri, dar putem să facem asta acum. Margin Right. Să punem 5 pixel, de exemplu. Și acum dacă dăm url la pagină, nu o să fie între toate anunțurile. Va trebui să trecem același lucru și la a doua linie. Deci ce trecem la event, o trece și la odd. Același lucru și acum o să fie tot în regulă. Deci o să avem un, un, o distanță între anunțuri, dar din păcate nu se încadrează între, în lățimea noastră totală de 695 de pixel. Mai trebuie să scădem din lățimea totală, vom trece 335 pentru că am mai, mai odăgat 5 pixel între ele și nu se mai încadrează în acea lățime. Acum dacă salvăm. O să fie iarăși câte două pe un rând. Și o să avem o întrerupe de 5 pixeli între ele. Bun. Haideți să introducem și efectul de hover. Simplu. Iarăși copiem cele două linii. Prima linie cu event și a doua cu odd. Și trecem două puncte. Hover. Jos la fel. Dacă nu facem acest lucru, nu o să avem efect de hover decât la cele cu event sau decât la cele cu od. Deci tot un anunț este cu event și unul cu od. Nu am înțeles exact de ce, dar așa a funcționat. Haideți să trecem și o culoare. Oricum am să las tot acest cod în textul deasupra tutorialului să fie fie mai ușor. Trecem o culoare, schimbăm culoarea pentru că este alb dacă nu mă înșel 3DF și nu o să observăm nicio schimbare. Și acum salvăm și dacă îi dăm un reload la pagină, ar trebui să avem și un efect de hover. Da? Vedeți că avem efectul de hover. Bineînțeles că puteți să schimbați voi culoarea pe care o doriți. Bun, mai avem ceva probleme. Dacă observați aici avem titlul, este prea lung, se încadrează în lățimea noastră de 335 de pixel. Și dacă vedeți aici, descrierea iarăși este prea lungă la acest anunț. Nu se încadrează în înălțimea totală. Puteți restricționați numărul de caractere din descriere și din titlu. Foarte simplu și ușor. Mergeți în fișierul main.php și aici căutați următoarele linii. Deci avem aici la 61 OSC Item Description. Aici va vom putea restricționa numărul de caractere care apare în descrierea anunțului. Facem asta simplu, avem primul rând de paranteze, acestea două, și după a doua, a doua paranteze vom trece o virgulă și numărul de caractere care vrem să apară. Eu o să pun 30 de caractere. Salvăm și acum dacă o să dau un relu la pagină, o să observați că nu o să mai apară așa multe caractere, o să apară doar 30. Îi dau un reload, atenți aici jos, au dispărut din caractere și au rămas doar 30. La fel puteți face și cu lungimea de caractere la titlu, la fel. Mergem aici sus, în aceeași linie, la 59 și avem această linie care face afișarea titlului OSC Item Title. Deocamdată nu o ștergem, facem doar un spațiu deasupra ei, o copiem pe cea de jos pe care am modificat-o la descriere, o punem aici sus, și copiem din cea cu titlu această parte ca să afișeze titlul, și o trecem în locul descrierii. Acum putem să, să ștergem această linie, să nu apară titlul de două ori, și o să modificăm și numărul de caractere la titlu. O să punem 5 ca să vedeți că se schimbă. Salvăm! și dacă vă uitați, nu este niciun anunț cu 5 caractere, în afară de acesta cu 4, dar o să vedeți că toate o să se schimbe, o să fie câte 5 caractere, maxim 5 caractere. Da? Deci la toate s-a schimbat. Este mai greu pentru o lățime de 695 de pixel, cum este aici, deci dacă ați făcut modificări la temă și... Nu puteți să afișați aceste anunțuri pe întreaga pagină de 960 de pixel, atunci o să se încadreze mai greu și descrierea și titlul, pentru că nu este destul spațiu. Dar dacă aveți posibilitatea să le afișați pe întreaga pagină, cum am vrut și eu, la 960 de pixel, atunci avem disponibil pentru fiecare anunț în parte o lățime de 460 de pixel dacă nu mă înșel și atunci o să fie o lățime mai mare, o să se încadreze mai bine și descrierea și titlul, o să puteți să puneți mai multe caractere din toate. Bun, vă sfătuiesc să mai adugați și o înălțime da? Pentru fiecare anunț în parte, să fie tot în regulă la uh, aceste modificări pe care le-am făcut noi, aceste două linii: event și odd. Vom adăuga și o înălțime. Eu o să pun 80 de pixel, Voi vedeți cum se încadrează mai bine la voi, depinde de ce, câte caractere puneți la descriere. 80 de pixel, salvăm, nu se observă nicio o modificare, dar o să avem o înălțime stabilită de 80 de pixel. Bun, deci așa le afișați pe această lățime de 695 de pixel pe zona main. Dacă vreți să le afișați pe întreaga pagină, pe toată pagina, va trebui să le scoateți din acest main. Deci avem un... o zonă main în care sunt afișate va trebui să scoateți din această zonă ca să fie afișate pe întreaga pagină. Haideți să vă arăt cum faceți acest lucru. Asta este valabil pentru cei care nu au sidebar-ul, deci nu ajunge sidebar-ul în această zonă. Zona din partea dreaptă este păstrată pentru sidebar. Da? Dacă aveți în afară de locații și alte elemente sidebar, cu siguranță o să ajungă în această zonă. Sau dacă ați făcut ceva modificări la aceste categorii, le-ați pus în sistem de drop-down, cu siguranță o să ajungă iarăși acest sidebar în acea zonă, atunci nu o să puteți să faceți această modificare, pentru că nu o să se încadreze bine pe pagină. Dar se presupune că n-ați făcut modificări și vreți să le afișați pe altă pagină, sau vreți să faceți cum am făcut eu, le-am afișat pe întreaga pagină, am scos sidebar afară din tema pe care am modificat-o și le-am afișat pe întreaga pagină. Bun, haideți să vă arăt cum faceți acest lucru. Deci mergem în fișierul main.php și... Dacă ne uităm aici, avem div ID main. Din, ai, din, acest, din această zonă main va trebui să le scoatem. O să vedeți că se gata undeva aici jos. Pur și simplu scoatem acest div și îl trecem înainte de latest ads pentru a scoate aceste uh, anunțuri din acea zonă main. Dacă salvăm, haideți să închid aici să vedeți mai bine, o să vedeți că o să se schimbe aranjarea. Dar mai trebuie să mai facem ceva modificări, adică să de deci, ce. Îi dăm urelo la pagină să vedeți modificarea pe care am făcut-o. Ele sunt afișate automat la stânga după uh, ultimele, după categorii. Trebuie să mai facem o modificare ca să fie corect afișarea, deci să fie sidebar-ul în partea de sus. Da? Înainte era uh, aceste anunțuri în uh, această zonă main și urma sidebar-ul. Era o afișare corectă, dar acum avem. Zona aceasta main, avem ultimele anunțuri și avem sidebar-ul jos de tot și în loc de sidebar s-a afișat e, ultimele anunțuri. Va trebui să mutăm tot sidebar-ul deasupra de ultimele anunțuri. Îl copiem așa simplu, să vedem unde se termină, aici. Îl luăm pe tot și îl punem înainte de ultimele anunțuri, da? div Class, Latest, Ads. Salvăm modificarea și acum dacă o să dăm un reload la pagină, o să vină din nou site ul la locul lui, aici unde era înainte și ultimele anunțuri o să coboare mai jos. Nu avem încă un stil pentru ele pentru că în fișierul style.css ele se aflau se în zona main și automat la toate liniile de cod le avem înainte home main. Va trebui să scoatem acest home main ca să fie stilul valabil pentru aceste anunțuri pentru că nu se mai află în zona main. Le-am scos afară. Scoatem afară de la toate. Pur și simplu le de la toate din față acest home main. Și o să vedeți că tot o să fie în regulă. Acum salvăm așa că, și dacă o să dăm un relu la pagină, o să vedeți că o să fie afișate în zona corectă, s-a mutat la loc. Dacă nu au lățimea, de, au lățimea stabilită de noi de 335 de pixel, ca să le afișați pe întreaga pagină, va trebui să le schimbați lățimea. O să fie în jur de 464 de pixel, dacă nu mă înșel. Așa am trecut eu. Nu sunt sigur, dar hai să încercăm. Dacă o să fie prea mare, nu o să fie afișate câte două pe un rând. Și acum dacă îi dăm un relu la pagină s-au afișat corect. Este bună și lățimea. Avem câte două anunțuri pe un rând. Acum puteți să modificați și numărul de caractere la descriere și la, uh, la titlu. Haideți să lăsăm titlu complet. Acesta este titlu. Îl scoatem 5 salvăm și o să fie afișat tot titlul. Dacă credeți că o să aveți un titlu mai mare decât această lățime, nu se încadrează numărul de caractere în această lățime, puteți să reduceți din titlu. Bun. La fel și cu descrierea. Dacă credeți că... Haideți să modificăm și descrierea, să trecem 60 de caractere. Să vedem se încadrează. Da, se încadrează. Problema este că o să crească în înălțime. Puteți simplu să adăugați mai mult la înălțime și o să fie toate la fel. Deci puteți să lăsați toată descrierea. Dacă scoatem această limitare de 60 de caractere și dăm un relu la pagină, o să apară toată descrierea. Apare mai mult descriere la acest anunț pentru că la celelalte nu am adăugat o descriere mare. Deci am trecut câteva cuvinte acolo fără niciun rost, numai l-am trecut la întâmplare. Dar dacă vreți să aibă o descriere mai mare, puteți să schimbați înălțimea acestei căsuțe. Simplu, eu am trecut-o de 80 de pixel, voi puteți să o treceți mai mare, de 100 de pixel, de exemplu. Și atunci puteți lăsa, nu uitați să faceți modificarea la amândouă linii. Puteți lăsa întreaga descriere să apară pe, pe nu ajunge 100 de pixel, trebuie mai mult să apară întreaga descriere, adică nu întreaga descriere, că este limitată dacă nu la 150 de caractere, dar puteți să modificați, modificați, așa simplu înălțimea. Bun. Puteți să mai modificați și padding-ul. Avem un padding aici de 2 pixeli între imagine și marginea din stânga. Simplu, iar și aici trecem la cele două linii. Padding, left și vom trece... Haideți să punem 5 pixel. Am trecut pe din left, așa, 5 pixel. Trecem și jos la fel. Dacă îl lăsăm numai la acestea, o să vedeți că nu se mute toate imaginile, o să se mute doar cele cu event. Da? Deci la acestea s-a mutat 5 pixel, la acestea nu, pentru că acestea sunt cu odd. În acea cauză trebuie să trecem două linii, aceleași linii de cod, aceleași, același stil, la la o secundă că am greșit eu, la în două linii. Deci trecem și aici jos. Și dacă o dăm un reload, o să se mute și cele cu od. Da? Deci s-a mutat. Mi-a luat un pic de timp până mi-am dat seama cum se fac modificarea. Dacă lăsam efectul de hover cel vechi care era trecut în cod. Ați văzut că nu se afișa corect, la un anunț era mai mare, la unul mai mic, iarăși borderul din partea de jos iarăși era la unul mai mare, la unul mai mic, nu era afișat corect. Dar așa am reușit cu aceste două linii de cod și am întrecut un efect de hover uh, diferit față de cel era, față de cel care era și totul a funcționat corect. Sper să vă fie de folos acest tutorial, sper să vă descurcați. Vă doresc o zi bună, la revedere!